Cel mai puternic antibiotic natural este propolisul, care poate ajunge la noi în formă brută, sub formă de bulgăraș și maronii, ori sub formă lichidă, ca tinctură alcoolizată. Acesta poate distruge numai puțin de 21 de bacterii, 9 specii de ciuperci și 30 de tipuri de virusuri. Știai că mierea nu este singurul produs făcut de albine. Aceste insecte simpatice ne oferă de asemenea o substanță lipicioasă numită propolis, care este de fapt o mixtură aromată obținută din rășini vegetale. Albinoțele colectează acest compus din axilele frunzelor și mugurii anumitor copaci. Numit și clei de albine, propolisul are o culoare verde-maro și este folosită de insecte pentru a acoperi pereții interiori ai stupilor, pentru a astupa crăpăturile și găurile stupilor, pentru a lipi fagurii de rame, dar și pentru a acoperi dăunătorii care au intrat în stup și au fost omorâți. Propolisul este un produs al stupului pe care albinuțele îl aduc nu în tot timpul anului, numai atunci când se produce și miere. Deci de primăvara și până toamna putem recolta propolis. Propolisul este un, practic, un antibiotic pe care albinuțe, un antibiotic natural pe care albinuțele îl aduc și de care oamenii care vor să se trateze cu propolis, adică cu produse naturale de la albinuțe, o pot să o folosească în tot timpul anului. Ce beneficii are? Propolisul este și este foarte bun împotriva răcelii, deci toamna când vine frigul putem consuma propolis pentru a imuniza organismul. Și în general propolisul este bun, deci nu face rău, este bun pentru tot organismul. Oamenii de știință au identificat peste 300 de compuși în propolis. Majoritatea acestora este reprezentată de forme de polifenoli, niște oxidanți care luptă împotriva bolilor și a leziunilor organismului. În ce formă se poate consuma propolis? Se poate consuma în stare brută, așa cum îl luăm noi din stup, sau se face tinctură cu tinctură de propolis. Aia trebuie neapărat să se pună alcool ca să se dizolve, că altfel nu se dizolvă. Cum este el în stare brută? Ce textură are? Propolisul în stare brută este... Ia uitați, ăsta e propolisul în stare brută. Și el se consumă ca atare. Deci, ori se face tinctură, ori dacă nu se consumă ca atare, se rupe din el bucățile și se înghită. Și are același beneficiu ca și tinctura. Numai că sunt persoane care nu au voie la alcool și atunci trebuie să-l consume în stare brută. De-a lungul vremii, efectele propolisului au fost studiate de unii cercetători care au oferit argumente solide în privința beneficiilor propolisului. Spre exemplu, în cazul vindecării herpesului bucal și genital, oamenii de știință au descoperit că extractul de propolis combate cu succes virusul ce generează herpesul. Foarte bun pentru stomac. Deci propolisul vindecă ulcerul sau gastrita. Sunt produse naturale de la albinuțe pe care le putem folosi fără să mai folosim atâtea medicamente. Bineînțeles, dacă ne pot face bine. Dumneavoastră, din ce zonă sunteți și aveți stup? Noi avem stup, cu asta ne ocupăm și eu și soțul. Suntem de la Baia de Aramă și numai cu asta ne ocupăm de vreo 25 de ani. Oamenii folosesc propolisul ca medicament încă din cele mai vechi timpuri. Potrivit unor cercetări recente, există dovezi ale utilizării propolisului chiar din anul 300 înainte de Hristos. Egiptenii îl foloseau pentru îmbălsămare, iar unii medici îl utilizau în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a ajuta la vindecarea.